Ne îndreptăm spre citadelă, spre moschea de alabastru, ctitoria lui Muhammad Ali, întemeitorul Egiptului modern și al dinastiei regale egiptene, a cărei dominație se va încheia în 1952. Și aici, în reflexele azurii ale inscripțiilor ornamentale islamice, putem constata profunda imersiune a musulmanului în lumea dominată de Coran. Qibla, ambonul orientat spre Mecca, conduce inevitabil la dialogul dintre profetul Muhammad și îngerul Gabriel, consumat acum aproape 1400 de ani. Citește, a spus atunci arhanghelul. Nu știu să citesc, a replicat profetul. Și atunci, în peștera de pe muntele Itira, în luna Ramadan, Jibrail sau Gabriel sau Gavril, îngerul mesager a spus. Citește, în numele Domnului tău care a creat, care l-a creat pe om din sânge întregat. Citește, Domnul tău este cel mai nobil, l-a învățat pe om ceea ce el nu a știut. Moscheea, generic vorbind, era odinioară centrul tuturor activităților. Rugăciune, drept, economie, medicină, literatură și arte, iată doar câteva exemple legate de ceea ce se cultiva sub cupolele mărginite de minarete. Lumea și societatea se schimbă. Uneori credința poate deveni formală, însă, privite cu atenție, modelele comportamentale de aici poartă în sine o încărcătură ancestrală, peste care cu siguranță nu se va trece cu ușurință. Scrutăm de pe înălțimea citadelei, a complexului regelui egiptean Muhammad sau Mehmet Ali, capitala care îmbrățișează Nilul.